trei persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă, ajungând la spital în urma unui accident rutier petrecut luni dimineață pe ocolitoarea Brașovului, în zona Stupini. Oamenii legii spun că un bărbat în vârstă de 54 de ani, care conducea o auto utilitară ce tracta o remorcă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Prima zi de școală diferită de momentele festive din ceilalți ani. Copiii învață acum noile reguli de distanțare și de interacțiune cu colegii. Primarul George Scripcaru a deschis simbolic noul an școlar la școala gimnazială numărul 19 din Brașov. Cu această ocazie a prezentat copiilor din clasa pregătitoare și clasa 1 primul ghiozdan oferit de municipalitate. Anul acesta, având în vedere restricțiile impuse de pandemie, nu au mai existat festivitățile de deschidere în școli fiecare unitate de învățământ, alegând modalitatea de începerea noului an școlar, fie prin intrarea în clasa elevilor, în multe situații, împărțiți în două grupe la ore separate, fie la o scurtă întâlnire în curtea școlii doar a elevilor din clasele mici, cu păstrarea distanței minime. Am pregătit pentru școlile din Brașov tot ceea ce trebuie din punct de vedere al domeniului administrativ, reparații, igienizări, deci componenta asta de pregătire clasică pe care o facem în fiecare an și de asemenea pentru perioada de pandemie pe care o parcurgem, primăria a asigurat tot ce este necesar ca și logistică, ca și materiale, ca și lucruri care sunt începând de la circuitele care trebuie să fie făcute în școli și grădinițe din Brașov, de asemenea dezinfectanți, echipamente care să fie la dispoziția copiilor pentru mâini, suprafețe, măști, măscuțe, viziere. Școala la noi începe cu bucurie. Cred că înainte de toate trebuie să ne bucurăm că începe școala, că ne revedem copiii după 6 luni, că suntem aici cu toții și sunt emoționată până la lacrimi, văzându-i cât sunt de ascultători. Cred că acesta este mesajul nostru și aceasta este cheia succesului. Să fim împreună, să respectăm regulile, pentru că sigur ne pasă unii de ceilalți. Pentru acest an s-au achiziționat 2.193 de pachete ghiozdan și rechizite pentru elevii din clasa pregătitoare și 2.194 de pachete pentru elevii din clasa 1. Emoții mari și la Cristian în prima zi de școală. Deschiderea noului an le-a adus elevilor de la școala gimnazială din comună multe surprize care au venit din partea primăriei. Vorbim despre 350 de tablete cu cartele de 5 giga de net pentru toți elevii și, de asemenea, micuții din clasele 0 și 1, 80 la număr, au primit primul ghiozdan dotat cu toate cele necesare. Suntem foarte mulțumiți. Condițiile din Cristian sunt adecvate pentru toți copiii. Totul decurge exact cum trebuie, ca la carte. Lucru foarte bun și ne ajută mult. Suntem încântați că au început. Sunt investiții, din punctul meu de vedere, ok, nu știu, acum vedem cum sunt și copiii, cât de încântați vor fi ei. Noi ca părinți suntem, vă dați seama, acum copiii decid. Așa cum părinții s-au pregătit să ofere copiilor cele necesare pentru noua an școlar, de la îmbrăcăminte, rechizite, și noi ca autorități locale, ne-am pregătit ca această locație să fie deosebită, să le facem o surpriză. Adică astăzi am dat primul ghiozdan pentru copii, pentru clasele 0, clasele 1. Am dat tablete pentru toți copiii din școală. Această locație deosebită care am amenajat-o, o sală de sport nouă, prin toate investițiile care le-am făcut în școli, prin reparațiile aduse, prin faptul că am pregătit programele cele necesare pentru scenariile care vor fi posibile în viitor, în sensul că suntem încă într-o situație neprevăzută, probabil de la zi la zi vor apărea noi reglementări, noi acte normative, suntem pregătiți ca la Cristian să abordăm orice situație. Spre deosebire de anii precedenți, în acest an școlar, învățământul băimav își va desfășura activitatea dimineață, iar învățământul gimnazial după masa. Am decurs la această organizare pentru a asigura distanțarea fizică între elevi. Școala este pregătită și pentru scenariul galben și pentru scenariul roșu, astfel dacă situația ne va impune și va trebui să trecem pe scenariul galben, școala are resursele necesare, toate clasele sunt dotate cu laptopuri și cu mijloace de transmitere a orelor pentru copii aflați acasă. Iar în situația în care, Doamne ferește, se va ajunge la scenariul roșu și toți ne vom muta în mediul online, toți elevii școlii au primit astăzi câte o tabletă. În ultimii ani, școala gimnazială din Cristian a urcat semnificativ în topul unităților de învățământ din județ, aflându-se în primele 40 de locuri.
Conducerea CFR Călători a anunțat că a luat măsuri pentru a facilita studenților emiterea legitimațiilor de călătorie online și prin automatele de vânzare. Astfel, se va reduce timpul de așteptare la casele de bilete, iar modalitatea de rezervare a locului va deveni mult mai facilă pentru studenți. Intenția CFR Călători este ca măsura de emitere online a legitimațiilor de călătorie pentru studenți să poată fi aplicată la începerea anului universitar. Studenții reprezintă o categorie importantă printre călătorii noștri și din acest motiv am căutat împreună cu Ministerul Transporturilor o soluție care să le permită procurarea online a biletelor de tren. Am continuat astfel politica asumată la începutul anului de a pune în centrul atenției călătorul și nevoile sale și sperăm că acest pachet legislativ și platforma informatică aferentă să fie finalizate până la începerea anului universitar, a declarat directorul general CFR Călători, Dan Costescu. Poiana Brașov devine din stațiune de iarnă stațiune all season, adică pentru toate anotimpurile. Primul document oficial care va transforma Poiana Brașov dintr-o stațiune dedicată sporturilor de iarnă într-o locație care să ofere pe tot parcursul anului activități de agrement a fost aprobat de Consiliul Local Brașov. Planul integrat de dezvoltare a activităților turistice și de agrement din Poiana Brașov conține toate obiectivele de investiții ale municipalității în următorii 3 ani, cu scopul de a crește numărul turiștilor. Prin această strategie, reprezentanții primăriei își propun să asigure facilități cât mai variate de petrecerea timpului liber pentru turiști, indiferent de sezon. De exemplu, pentru sezonul de iarnă, pe lângă extinderea domeniului schiabil, se dorește dezvoltarea schiului de tură, amenajarea de trasee de schi fond de agrement și trasee pentru drumeții pe rachete de zăpadă. În celelalte 3 anotimpuri se va dezvolta cel mai mare domeniu de ciclism pentru mountain bike din România. Cu 100 de kilometri de piste va fi amenajată o pistă de sanie de vară, se va lega vârful Postăvar cu Poiana Brașov printr-o tiroliană diferită de cele obișnuite în alte locații, se va construi un loc de joacă acvatic, un parc aventura, trasee de kart montan și o zonă pentru a exersa săriturile cu bicicleta.